A venit toamna mai repede decât credeam, dintr-o dată, brusc. De ce? Așa se întâmplă de obicei. După verile călduroase urmează răcorirea rapidă a vremii în toamnă, pentru că durata zilei scade. A scăzut durata zilei, în septembrie va continua să scadă cu încă o oră și 31 de minute. La data de 16 august, durata nopții înregistra 10 ore, iar la data de 29 august, la Sântion de toamnă, durata nopții se apropia de 10 ore și 30 de minute. În tradiția populară se spune că de la Sântion de toamnă simțim frigul toamnei, adică diminețile reci. Și într-adevăr, astăzi am simțit ce înseamnă o zi de toamnă. Ieri dimineață, la ora 5, valorile de temperatură, temperatura la Craiova era 19 grade, iar la ora prânzului era deja 12 grade. Prin urmare, răcirea vremii a continuat, a mai continuat și astăzi, dar mâine lucrurile stau altfel. În cursul nopții cerul va deveni variabil, ploile se vor duce de pe Oltenia și vor înceta total. Mâine va fi o zi frumoasă, cu cer variabil, cu vânt slab până la moderat, maxime 21-26 de grade și minime marți dimineața, între, luni dimineața și marți dimineața, între 8 și 14 grade. Prin urmare, vremea se încălzește încet, încet și luni va fi la fel de cald, până la 26 de grade și minime cam până la 14-15 grade. Pe urmă, miercuri, joi, continuă încălzirea, la miercuri până la 29 de grade, joi 25-30 de grade și minime 10-15 grade, iar vineri se va răcori din nou între 19 și 24 de grade maxime și corespunzător vor scădea și minimele. Prin urmare, această răcorire care va sosi vineri va fi din nou însoțită și ea de ploi. Așa s-a întâmplat întotdeauna. După virile secetoase și călduroase, apar toamnele ploioase. Fenomenul a fost foarte vizibil, de exemplu, în toamna anului 2007, când începând cu data de 25 august, ploile au fost atât de puternice în acea toamnă, încât au fost cele mai puternice din toate toamnele înregistrate până atunci și au produs inundații masive. Și acum au fost inundații, e adevărat, pe zone restrânse, dar au fost în Mehedinți, în Gorj, la noi în Oltenia și multe alte părți ale țării, dar și în Europa. Până și în deșerturi a plouat și s-au produs inundații. După verile călduroase se produce o acumulare de vapor de apă în atmosferă, iar răcirea vremii în toamna care urmează activează frontul climatic polar și face ca advecțiile de aer rece să coboare din ce în ce mai spre sud și ploile să fie intense. Așa se întâmplă întotdeauna, nimic deosebit. Vor mai veni perioade calde cu siguranță și vom putea să facem muncile agricole. Vor fi foarte multe perioade calde în această toamnă, dar vor fi și perioade cu ploi. Avantajul acestei toamne este că la ora actuală putem efectua arăturile de toamnă, vor fi intervale în care vom putea să culegem viile, vom putea să ne facem muncile agricole și nu vom mai avea greutăți ca altădată să nu putem efectua arăturile de toamnă sau să nu putem face însămânțările de toamnă. Ca în fiecare an, în mod obișnuit, la 1 septembrie, nu numai că începe anul bisericesc, dar începe și anul agricol, pentru că, începând cu data de 1 septembrie, se demarează campania agricolă de toamnă și se pun bazele viitorului an agricol. Cum va fi această toamnă? Am vorbit despre începutul ei, dar spre iarnă, așa cum o ce vrem să anunțe? Această toamnă, după părerea mea și după experiența mea din alți ani, va fi un pic mai caldă decât normal, vom avea și ploi, vom avea și perioade în care să ne putem face muncile agricole. Cred că și iarna va fi ușor mai caldă decât normal, ca să putem trece și noi cu bine peste ea, în condițiile în care se anunță atâtea restricții și atâtea probleme cu energia, cu curentul, cu gazele, etc., etc. Ca de obicei, primăvara va veni repede, dar va fi destul de răcoroasă, din nou cu probleme, cu brume și cu alte probleme pentru agricultura, care va avea nevoie totuși de căldură și în primăvară.